fregata Regina Maria pleacă în misiune în Marea Mediterană, unde va conduce o grupare navală de luptă împotriva terorismului și a traficului ilegal de persoane. Navele aliate vor acționa în special în zona Libiei, cunoscută ca un coridor pentru traficanții internaționali. Până la ridicarea ancorei, militarii vor verifica toate sistemele navei. Toate insulele s-au luat în considerare, astfel încât să avem limita apelor teritoriale trasată și să o respectăm. Scopul principal al acesteia este, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, lupta împotriva traficului de persoane, împotriva traficului de armament, traficului de produse petroliere din zona respectivă. Vom avea în subordine o navă a forțelor navale croate, precum și în suport vom avea o serie de submarine și aeronave. Pe lângă cei 243 de militari ai echipajului, la bordul fregatei românești se va îmbarca și un detașament al forțelor navale pentru operații speciale, care va inspecta navele suspecte. Sprijinul aerian va fi asigurat de un elicopter Puma naval. Această perioadă de pregătire este una intensivă. Pe mare vom patrula în anumite raioane prestabilite. Este o perioadă în care fregata Regina Maria, ca la alte misiuni, nu are timp pentru a lua pauză, astfel încât să putem acoperi toată zona de operație. Pentru a participa la operațiunea Sea Guardian, fregata Regina Maria va pleca în Marea Mediterană la sfârșitul lunii.